Demetrii cu Radu Banciu la Sport Total FM. Păcătoasă zi de miercuri, dragi prieteni, și nu numai din cauza vremii. Și informațiile sportive sunt destul de rare. Suntem într-o săptămână în care nu evoluează echipele de club. Astăzi nu sunt programate decât meciuri amicale, în nivelul fotbalistic vorbind. Ai noștri se pregătesc de un meci de start duminică în Grecia, un meci care, știți, se va juca la Atena cu porțile închise. O oportunitate pentru neapiții, într-adevăr, un stadion în care se va auzi urletul lui și poate chiar și fantoma lui Flocea, să obținem în Grecia un rezultat mai bun decât am obținut data trecută. Nu sunt foarte multe informații venite din tabăra echipei naționale, doar că a fost convocat Mitrea, probabil Mitrea Cocor îl cheamă, jucător fundaș de la Viitor Luntari, o găselniță tot așa a selecționezului, nu în locul lui Goian, dar s-ar putea totuși să fie lângă Goian, să-l ajute pe acesta să urce în autocar, întrucât fundașul lui Asteras Tripolis, cum bine îi șade unui jucător român aproape inutilizabil, s-a accidentat la antrenament. E, ce vremuri erau, nici nu ne mai amintim astăzi așa de ușor, ce vremuri pe timpul lui Cristi Chivu, uite că aproape că nici nu mai puteam să-i pronunț numele, când venea băiatul, declara la aeroport una, două, grăbit, bineînțeles, să ajungă în sânul echipei naționale, să fie alături de băieți și la primele mișcări nici n-apuca să ajungă pe terenul de antrenament și deja era indisponibil. Cristi Chivu, ăla a avut viață sportivă. Ăla era într-adevăr modelul de urmat pentru oricine. N-apuca bine, fraților, să descalțe sau să se încalțe, depinde cum era vremea, și era indisponibil. Ușoară accidentare, o recidivă, o mai veche problemă medicală, va fi menajat, toți termenii ăștia erau utilizați. Cert este că mastodontul din apărarea echipei naționale era out. Și uite tot așa, Chivu, sigur, după aia susținea o conferință de presă unde îl vedeai perfect, în perfectă stare, vorbind așa potignit cum vorbea el și urându-le deja succes băieților alături de care rămânea cu sufletul enorm, cât suflet se punea și se pune în continuare în fotbal, deși este un sport care n-are nicio legătură cu sentimentul. Fotbalul este ca muzica rock, nu asculți ca să devii sentimental, ci pur și simplu ca să-ți iei câmpii. Așa se întâmplă și cu băieții noștri. Accidentarea aceasta stupidă, evident, a lui Goian, care antrenamente? 5 cu 2? Tenis cu piciorul? Ce antrenamente face Victor Pițurcă de s-a accidentat Goian? Așa ceva nu este posibil, nu să te accidentezi când tu ai venit, de fapt, într-o excursie echipa națională. Ce antrenament? Există așa ceva la noi? Sunt niște tentative, să zicem, de alergare sau de punere în scenă a unui eventual scenariu dintre ăsta greu de aplicat, imposibil de aplicat pentru meciurile de calificare. Așa, o sfătuială mai mult între ei, un fel de țurcă pe românește, când vin la lot componenții echipei naționale, aceleași declarații, bineînțeles, aceleași imagini, aceleași conferințe de presă, cum să te accidentezi la așa ceva? Păi, mai lejer decât un antrenament cu echipa națională nu poate să fie nimic. Țineți minte că și la Mutu era la fel. Venea băiatul, făcea un ușor antrenament, pentru că după două ore de venit cu avionul nu era în măsură să alerge ca un leu, făcea un ușor antrenament, după care simțea ceva la coapsa stângă și seara era la băute. Sâmbăta crunt și a doua zi era indisponibil pentru echipa națională. Victor Pițurcă, sigur, urma să fie întrebat în conferința de presă 48 de ore înaintea meciului și spunea cam așa: ce probleme să avem Mutu? Mutu se pregătește pentru echipa națională, nu? Este un jucător chemat la lot, nu? Și ce probleme să aibă? Păi aseară am văzut că șchiopăta. Întrebați-i pe el, nu se știu, probleme are.
Vorbesc despre jucătorii echipei naționale care sunt, nu, disponibili pentru echipa națională. Și asta spunea Victor Pițurcă, nu înțelegea mare lucru și s-a aflat după aia din gazetele de scandal. Adi Mutu a fost văzut pe la Subotița, la nu știu ce chef, când el de fapt trebuia să fie la baza pro-rapid. Nu știu, pe unde alergând niște câini maidanezi. Bun, dar până duminică, din păcate, o să mai avem tot felul de vești spre această echipă națională fantomatică. Am citit că liderul ei de drept, Ciprian Marica, fostul jucător al lui Dinamo, nu trebuie să spunem mai mult despre el, declară că, sigur, totul merge bine, absolut totul este ok în sânul echipei naționale, dar nu s-au înțeles încă alături de federali cu privire la primele de calificare, primele de joc, jocul, și nici de primele de calificare. Nu știe Neaimi cum e cu calificarea, el era cu jocul. Mai mult, calificarea, cum dădea Dumnezeu, nu era foarte important. FRF ne-a prezentat planurile sale, a spus Marica, a fost jucător al lui Dinamo, iar noi jucătorii am spus doleanțele noastre. Cred că și Laura Teodoru, am înțeles că vrea să o ia până la urmă de nevastă, Marica avea și ea niște doleanțe. Da? Cred că sunt și doleanțele ei acolo. Noi trebuie să fim un grup unit. Jucăm și ne reprezentăm țara. Vom juca cum știm mai bine și vom da totul pe teren. A, dacă nu vom da totul pe teren, pentru că nu vom putea să fim acolo, vom fi alături de băieți. Fiecare meci e important. Însă nu cred că această campanie se joacă în prima partidă. Iată o chestiune totuși ieșită din comun. Cum nu se joacă în prima partidă? Păi, dar n-a început atunci pe vremuri cu marea echipă națională la Sofia, în comentat Dumitru Graur în anii 90, nu țineți minte, totul a început la Sofia. Primul meci când am câștigat, al de Neluțu Sabău, n-am câștigat noi atunci parcă cu 3-1 la Sofia, cum să nu? Totul se joacă în prima partidă. Marica, a fost jucător al lui Dinamo, spune că actuala generație nu-și mai permite ratarea încă unei calificări. Ce importanță are? Fotbalul ia mereu de la zero. Se regenerează precum cu chilia unui melc. Da? Ce importanță are? Ratăm calificarea, suntem obligați la un moment dat să o luăm iarăși de la zero pentru mondialele din Paraguay din 2054. De ce? Atunci credeți că nu vom lua tot de la zero? Mai ales că la acest turneu se vor califica direct primele două echipe din grupă, iar locul 3 va merge la baraj. Cred că e nevoie de Cristi Chivu la echipa națională. Echipa națională, nu? Are nevoie de jucători cu experiență, nu? Jucători valoroși. Chivu a fost un jucător valoros, nu? Și am considerat că, nu? Este util echipei naționale. Cum să nu fie util? Păcat că tandemul Cârțu Săndoi, pe care sperăm să-l vedem în curând pe băncile aferente ligii întâi, păcat că acest tandem oltenesc nu se poate reconstitui decât la CSU Craiova. Păcat că oamenii ăștia nu pot fi plasați cu mai multă răspundere în mai multe sectoare de activitate, chiar și în agricultură. Am văzut că Adrian Popescu va fi nou staff al Universității Craiova. Bineînțeles, Silviu Lung, senior, să reface Craiova Maxima la CSU Craiova. Mă rog, acum maxim înseamnă să evite ultimul loc în clasament, dar e și asta într-adevăr o performanță extraordinară, pentru că fără ei nu s-ar fi reușit această chestiune. Sper din tot sufletul ca tandemul Cârțu Săndoi, oameni cu experiență în fotbal, fiecare cu înfrângerile lui pe unde a apucat, să readucă zâmbetul pe buze, să propună echipei naționale soluții, nu? Să-l pună pe selecționez în dificultate, așa se spune, să-l pună în dificultate, adică să aibă acesta atâtea opțiuni încât să nu mai știe pe care să o aleagă, să renunțe la Achim, de exemplu, să se certe cu Flocea, să spună, bă, Flocio, am prea multe variante de la Craiova, nu mai pot să iau de la tine, de la Piatra Neamț. Da, în orice caz, meciul Grecia-România, prevăzut s-a desfășurat duminică la Atena, pe stadionul Karaiskakis, la 21:45, fără spectatori, în ceea ce înseamnă suburbia Atenei, acolo este stadionul, în Pireu, va aduce până la urmă niște lămuriri. Dacă ai noștri vor fi învinși în mod rușinos, să zicem, este posibil, adică un 3-0, chiar și un 3-1, dacă grecii au 3-0,
să Marica să dea un 3-1, de exemplu, va considera că înfrângerea a fost netă. Reamintesc că în baraj nimeni n-a susținut că România merita să scoată Grecia. Da. Pierdut cu 3-1, deși egalasem acolo, egalasem la Atena, am impresia printr-un gol al lui Bogdan Stancu, dacă nu mă înșel. În fine, 3-1 pentru greci, a fost 1-1 după aia la București, nimeni n-a contestat pentru prima oară în istorie această eliminare a echipei naționale. Chiar și Nea Piții a spus de mai multe ori că echipa grecii este echipa valoroasă, nu? Merita calificarea pe cele două, poate a fost mai bun decât noi, nu? Deci nu s-a pus problema totuși să facem contestație sau să ne revoltăm pur și simplu că zeii i-au ajutat pe ei și nu i-au ajutat pe ai noștri. Fraților, luăm o primă pauză de publicitate, pauză contractuală, cum s-ar spune, și o să ne întoarcem să vedem dacă se mai pot schimba niște lucruri până duminică. Imediat. La ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă-mi împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Da, tot pentru cunoscători o să încercăm să facem o paralelă cât mai densă între ce se întâmplă la echipa națională și ce se întâmplă la CSU Craiova, unde, după cum știți, Emil Săndoi a devenit antrenor, iar Sorin Cârțu, un fel de director tehnic, iată o postură extraordinară pentru Nea Sorin. Universitatea Craiova este pe ultima poziție în clasament. Obiectivul celor doi este salvarea de la retrogradare, nu au alt obiectiv într-o primă fază, și să aducă lumea la stadion. Asta își propun ei. Mi se pare splendid. Au într-adevăr un obiectiv măreț. Emil Săndoi a mai lucrat la Craiova, se spune, între 99 și 2000 și apoi în 2002, pentru câteva luni. Era firesc că se va reîntoarce. Nu e nici prima și nici ultima reîntoarcere a lui Emil Săndoi, așadar, la Universitatea Craiova. Echipa are 2 puncte în primele 6 etape. A pierdut 0-5 cu Astra Giurgiu duminica trecută, deși vă spuneam, Astra abia a ajuns la meci. Deci cum au ajuns jucătorii în Giurgiu? Am văzut autocarul undeva aproape de Piața Sudului, cu 2 ore înainte de meci erau în București. E adevărat, mergea autocarul cu viteză foarte mare. Se îndrepta spre Giurgiu, e clar că mai puțin de o oră în ritmul ăla au fost acolo, dar abia s-au descălțat și au intrat pe teren. Deci în condițiile astea i-a bătut cu 5-0 pe... Păi că se rătăciseră niște jucători, nu știu, au adormit șoferii, au adormit Dinu Gheorghe, abar n-am, în orice caz au plecat târziu din București. Când am văzut autocarul m-am uitat la ceas, meciul era la 7, Astra cu Universitatea Craiova. Am zis, bă, câștigă Craiova prin neprezentare, în sfârșit 3 puncte pentru olteni. Au ajuns pe muchie de cuțit giurgiuvenii la partidă și au bătut cu 5-0, o tripla lui Budescu și așa mai departe. Bine, asta sigur a pus capac. A fost demis Tersiniu Gane. În aceste condiții, acest tichet câștigător, bineînțeles, înainte de vreme, câștigător înainte de vreme, citeam aici că a abandonat columbianul Quintana în turul Spaniei la ciclism, unul dintre marii favoriți. În fine, în urma unei căzături a survenit abandonul lui, informația este proaspătă. Dar să ne întoarcem la ale noastre. Șefii oltenilor, ca așa se spune, s-au mișcat repede, iar în locul lui Gane a fost numit Emil Săndoi, care va conduce echipa alături de Sorin Cârțu. Înainte ca Săndoi să fie numit tehnicianului CSU, ProSport a stat de vorbă cu acesta. 49 de ani are Emil Săndoi. Îl știm pe Săndoi, l-am avut și noi de zeci de ori în studio. În momentul în care se exprimă în mod oficial, nu spune mare lucru. Am văzut câteva meciuri ale echipei, toate de pe teren propriu și la București, pe cel cu Steaua, spune printre altele antrenorul Craiovei. Mi-e greu să spun acum că echipei îi lipsește ceva. E prea devreme.
Asta înseamnă că echipa este practic completă. De când vom prelua echipa, eu și Sorin vom încerca să facem o analiză și să vedem ce trebuie îmbunătățit. Și amicalul de sâmbătă cu OFK Belgrad ne va ajuta. Sperăm să ne edificăm cât putem de repede, să repunem echipa pe drumul cel bun. Într-adevăr, această pauză competițională ar trebui să-i ajute pe cei doi, măcar să-i pună la punct din punct de vedere fizic pe jucătorii. E clar că vor degenera repede lucrurile. Țineți minte că am vorbit și noi la telefon cu Sorin Cârțu când toate băncile tehnice erau ocupate și am sugerat de câteva ori să stea pe aproape, pentru că la noi, ca la nimeni, să vor elibera câteva posturi. S-au și eliberat, adevărat, 4-5 schimbări deja de antrenori, dar uite că i-a venit și rândul Craiovei. Lumea s-a regândit spre Sorin Cârțu și acum sigur că de aici și până la primele rezultate și până la primii spectatori în tribune nu mai e decât un pas. Lupta la retrogradare în acest an e una nebună, a fost întrebat Emil Săndoi. Cât va fi de greu să vă salvați? Sunt 6 echipe care pică în Liga Secundă, a zis Săndoi, și doar câteva sunt sigure că se vor salva, cele din fruntea clasamentului. Ne așteaptă o bătălie dură. Iată totuși niște lucruri pe care nu le știam. E bine să citești astfel de interviuri, pentru că afli lucruri noi și te și pun pe meditație așa, aceste răspunsuri, într-adevăr bine țintite. Să sperăm că Emil Săndoi și Sorin Cârțu vor apuca măcar etapa 10-a în acest tandem la Craiova și că nu vor fi atât de ranchiunoși încât să nu-i ureze succesorului lor succes. Da? N-am putut să facem mai mult, nu vreau să vorbesc acum, o spune Sorin Cârțu, o să spun mai multe mai târziu. Am plecat deja de la echipă, sunt pe drum acum, mă întorc spre București. Pandurii, nea Sorine, dacă nu iese până în etapa 10-a la Craiova, și la Pandurii e posibil să se găsească un loc. Pandurii care au câștigat la media și în ultima etapă, dar asta nu înseamnă mare lucru. Dacă mai vin 3 înfrângeri la rând, nu-l mai văd bine nici pe Grigoraș, că va pleca el, zic, așa e la noi. Îl suni și afli că-i pe drum. Antrenorii din Liga 1 sunt mereu cu valizele făcute. Noroc că nu au foarte multe lucruri de băgat în ele, sunt în permanență pe drum, însă timpul lor, din păcate, nu trece niciodată. Da? Până să ajungă undeva, sunt deja căutați. S-a răzgândit unul pe undeva. Eu spun părerea mea că nici vremea lui Viorel Hizon a trecut. E nevoie de experiența lui Nea Vio în campionatul românesc. Cu cât mai repede va fi rechemat la o echipă, să pună umărul, cum se spune, osul, să aducă din vasta lui experiență, bineînțeles, pe băncile tehnice, un om care cunoaște campionatul, cunoaște jucătorii, știe cam cu ce să mănâncă fotbalul românesc. Antrenorii tineri au multe de învățat de la el. Jucătorii de asemenea sunt receptivi la discursul lui Navio. Sunt oameni de care această țară, să nu mai spun acest fotbal, are nevoie. E aproape obligatoriu ca atunci când ai bătrâni să-i crești în continuare. Să crești bătrânii, să-i crești, tată, până în pânzele albe. Da? Și să le ofere această posibilitate să se tot întoarcă, să tot întoarcă. Lasă-i să meargă pe mâna lor. Asta este Viorel Hizon, nu schimbă stilul de a pregăti o echipă. Să nu credeți că peste 20 de ani, când va fi iarăși rechemat probabil la Rapid, a nu știu câta oară, va veni cu altă mentalitate. Exact ca și, să le și spună jucătorilor, așa cum 20 de ani antrenam tot așa. Este foarte bine acest lucru, pentru că măcar știi la ce să te aștepți. Echipa care reprezintă Craiova, care reprezintă județul Dolj, alte chestiuni foarte interesante spuse de Săndoi, vom veni eu și Sorin Cârțu în măsură egală și vom încerca să construim o echipă cât mai puternică. Deci este într-adevăr un tichet. Pe o parte scrie Cârțu, pe o parte scrie Săndoi, cum aveam eu cutia de chibrituri aseară. Pe o parte era Joană cu Nicușor Constantinescu, pe cealaltă parte era Joană cu Mazăre. Deocamdată tot ce spun e la cald. N-am apucat încă să discutăm foarte multe, dar suntem încrezători. Mă bucur pentru acești doi oameni care
fără Universitatea Craiova, aveau amputat un picior, în condițiile în care s-au întors acolo unde se pricep ei cel mai bine, trebuie să recunoaștem acest lucru, și Săndoi și Sorin Cârțu sunt în, ca pești în apă atunci când antrenează la Craiova. Oriunde s-ar duce, absolut oriunde s-ar duce, nu s-ar simți atât de bine și de agreabil ca la Craiova. Fie că sunt impulsivi, fie că sunt docili, fie că iau pe jucător cu frumosul, cu duhul blândeții, fie că pur și simplu pun biciu pe ei, da? Pun șaua pe jucători. Nicăieri ei nu dau mai mult randament decât la Craiova. Nu există această variantă. Oriunde i-a trimite, în golf, la Bandurii, la Rapid, la Chișinău, nu are importanță, la echipa națională, la echipa națională de tineret, într-un birou al federației, niciodată cei doi nu vor da mai mult, adică mai mult decât totul din ei, decât la Universitatea Craiova. Dacă nu reușesc, înseamnă că nimeni nu putea să facă mai mult. Nu știu pe cineva în momentul de față, antrenor sigur, nu astrolog, antrenor, nu știu niciun antrenor în momentul de față mai competent decât Sorin Cârțu. Ok, e director tehnic, înțeleg, da. E pe tichetul lui Săndoi, da, deci putem să spunem că e și Cârțu, e și mâna lui acolo. Deci nu știu pe unul mai bun să preia Universitatea Craiova decât Sorinaciu. Piții l-a sunat pe Sân Mărtean înainte să anunțe lista de convocări și i-a spus Pițurcă lui Sân Mărtean, vezi că ești accidentat, nu poți să te iau. Acestea sunt condițiile, după cum știți. L-a fi luat Victor Pițurcă, ca să ne întoarcem puțin la echipa națională, că mi-a fost foarte dor de Săndoi și de Cârțu, dar trebuie să ne întoarcem la echipa națională. Ar fi vrut așadar neapiții să-l convoace pe Sân Mărtean, numai că exact în momentul în care se pregătea să o facă, ăla s-a accidentat. Totuși l-a sunat Victor Pițurcă și a transmis această veste. Practic Sân Mărtean a aflat de la selecționez faptul că e accidentat și că nu poate fi convocat. În aceste condiții, ce să faci? Da? Stai și tu liniștit că te-a sunat selecționezul, ca bărbatul ăla când îl sună nevasta și îi spune, vezi că am plecat, te-am părăsit pentru colegul tău de birou sau pentru colegul tău de palier sau mai știu eu pentru cine, pentru lăptar, pentru poștaș, pentru marica, n-are importanță pentru cine. Și Laura Teodorul o fi sunat pe unul să-i spună, vedeți că nu era singură când a venit marica s-o ceară. A sunat probabil pe ăla și i-a spus, nu mai vreau să te văd în viața mea, am găsit jumătatea, am sfârșit, am pierdut cu tine ani din viață, norocitule, nu știu ce. Și da, dar măcar erai fixat. Adică știai o chestie, foarte frumos gestul ăsta, să suni totuși, să-i spui omului, că n-audă ăla de pe la alții, din diferite guri. Afli după aia de la radio, de la Maricescu și Nazare, sau de la Drejan, faptul că tu nu mai ești convocat. Dar era în stare Drejan să vină să spună că Sân Mărtean s-a accidentat, că nu va putea fi convocat de selecționezul Victor Pițurcă. Păi nu, Victor Pițurcă l-a sunat pe Sân Mărtean, nu ia presa înainte, odios să afli din presă, la conferință de presă, de la din gazetă, de la Digi, de la Dolce, să afli că tu nu ești convocat. Atenție, Sân Mărtean nu era convocabil, asta e cu totul altceva. Că nu era convocabil știa, tot din presă aflase, dar acum nu e, acum este, nu este convocat. Mare diferență, ar fi putut să fie, tocmai asta i-a transmis selecționezul. Bun, o să vorbim după o pauză și despre situația de la Rapid, foarte bine întreținută de mass media în ultima perioadă, l-am auzit și pe Pancu, practic mi s-au umezit ochii citind și auzind ce se întâmplă la acest mare club românesc, un club cu mare tradiție, cum este Rapid. Revenim! Pe metri, pentru cei cu cernici. Să tot fii rapidist, dragi prieteni, într-adevăr, nu mai vezi bune din tabăra Rapidului. Echipa a plecat astăzi la prânz, practic, de-abia au ajuns, sunt la masă la ora asta, la Poiana Brașov, într-un cantonament de lux pentru o săptămână, asta pentru că au fost virați banii în contul Rapidului de către Astra, în schimbul jucătorului Alexandru Ioniță. Este o informație
clară, netă, fără echivoc, deci să stăm liniștiți. Rapidul a ajuns la Poiana Brașov, sau în orice caz urmează să ajungă, dacă nu ajung și ratează masa de prânz acolo, mănâncă în autocar, nu are prea mare importanță. În orice caz, în lotul deplasat de Ionel Ganea, pentru că el este mai nou antrenor Rapidului, cel puțin până la sfârșitul săptămânii, se află și un jucător portughez, care a evoluat la Sporting Portugal B, echipă unde, de la care a fost împrumutat la Rapid. Este un jucător fără nume, are nicio importanță, nici nu trebuie să știm cum îl cheamă. El a venit la Rapid probabil pentru un scanderbeg cu Ganea, în urma căruia, sigur, dacă va da randament, va fi investit cu funcția de jucător al Rapidului. Știți că mai nou de destinele marelui club feroviar se ocupă Valerii cu 2 de I, Muraru. Asta, dacă ar fi fost la Monaco, s-ar fi scris cu Y. Francezii nu știu că în rusă nu există Y. 2 de I ar fi transformat într-un Y. Așadar, Valerii Muraru, finanțatorul, creditorul, da, până la urmă, al clubului. Vedeți că n-am spus interlopul sau cămătarul, nu, finanțatorul clubului din Giulești, Valerii Muraru, și-a pus fiul, susține ProSport, să caute jucători pentru echipă. Incredibil. Și mai mult decât atât, ar fi oferit și un comision de 5.000 de euro unei firme de management, o societate din Ghimăraeș, deși cei de la club îl tot acuză că până acum n-a dat bani. Cum s-a acuz, mă? Hai că asta e bună. Așa au fost toți investitorii în România, toți dinamoviștii, toți steliștii, toți cei care au băgat bani în România la cluburile de fotbal, toți care au venit după George Copos, exact s-au lovit de această chestiune. Nu dau bani. Cum să nu dea bani dacă ei sunt investitori? De asta vin. Să dea bani. Am aveți răbdare. Nu poți să dai bani imediat cum ai coborât din lift sau cum ai urca scările. Lasă întâi omul să se așeze pe scaun. Dați întâi un pahar cu apă. Dați-i o cafea chiar. Lăsați-i să-și tragă sufletul. Să se hodinească un pic. Cum să dea bani direct? Da? Sigur că aveți răbdare câteva luni, câțiva ani și poate că la un moment dat omul se va decide să plece nemai cerând nimic înapoi. Tot este mare lucru. Păi ce să-ți dăm înapoi, bă, Valerii, că tu n-ai apucat nici să duci mâna la buzunar, i se va spune. E, vedeți? Acestea și de bani, dar nu-i mai iei. Nu mai ai cum să-i mai iei. Chiar dacă i-ai merita, nu mai poți să iei. Ea atrage atenția odată de două ori, că poate totuși îi va prinde bine în viitoarea relație, să știe cam cum stă. Așa și la club. Dar nu mai iei bani înapoi. Amintește-le, uite, bă, v-am dat sărântucilor, că nu aveați buget să beți apă. Eu v-am ținut atâta timp. Dar nu mai am nevoie, bă, de banii voștri. Da? Asta e corect să o faci. Pentru că omul, dacă nu e simțit, înseamnă că e nesimțit. Da? În momentul când pleci de la un club, tu ca investitor, dacă n-au fost rezultate, n-a existat o plecăciune de plecare, n-a existat o recunoștință evidentă, le poți arunca vorbe grele acelora, dar nu le mai iei bănuțul înapoi. Umilește-i doar așa, dacă n-au știut să spună mulțumesc. Asta se poate face, sunt de acord cu această chestiune, dar nu mai te duci tu să ceri. Așa și cu Murarul ăsta. Păi, dar ce credeți că el a venit să facă ce? Am înțeles că după înfrângerea de la Galați, doar Pancu mai rămâne la echipă. Să înțeleg că el este singurul care a plecat în acest cantonament la Poiană. Joacă cărți, probabil, cu Ionel Ganea. Și acum a venit portughezul ăsta. Joacă în trei în aceste condiții, că l-au dat afară pe Manea. Bine, pe Manea nu poți să-l dai afară de la Rapid, dar textele așa spun, e puțin izolat acum, va reveni, bineînțeles, și el și Rada, reveni de 100 de ori încă la Rapid, ei nu pot fi concediați de la acest club, dar până una alta, Chicas ăsta, că așa îi se spune când joacă cărți, în limbajul cartoforilor, acest portughez care a venit de la echipa a doua lui Sporting Portugal,
se cheamă Kikas, a jucat 36 de meciuri sezonul trecut pentru echipa a doua și a marcat un gol. Acesta are profilul ideal. Cum ar fi zis Pap Diouf, el are un profil idoan. Asta este, deci 36 de meciuri, un singur gol, e simplu. A evoluat și pentru naționalele Under 17, Under 18 și Under 19 ale Portugaliei. Păcat că n-a antrenat Emil Săndoi pe acolo. Cu siguranță sunt fotbaliști de nivel mondial în aceste reprezentative. Îl văd aici într-o poză, arată bine. Nu știe unde a pus piciorul. Săracul, doar dacă avea niște bani puși deoparte, a fost plătit la zi în Portugalia, cine știe, și vine ca un explorator în Giulești. Aici, tată, este pe banii tăi. Deci ca și cum ai veni într-un resort, să zicem, pârlit din asta, te duci în Bangladesh, în concediu, într-un resort, în malul Gangelui. Da? Tu plătești, bineînțeles, dar nu să-ți plătească aia. Această situație este acest portughez. Cum spuneam că îl poreclesc ăștia, Kikas. Bun, aici o să-i se spună Whiskas. La noi că e mai simplu. Fiecare rapidist are de întreținut o mâță pe acolo, pe lângă ProRapid. Whiskas ăsta, da, va veni și din banii lui eu chiar văd posibilă chestiunea asta. Va da el pentru ceilalți jucători, văzându-i că ăia n-au ce mânca. Le va lua cât un măr, cât un merdenea, ce se va găsi, cât un corn, cu vrigi, că asta mănâncă în general fotbaliștii români, cu vrigi, acolo pe lângă stadion, de câte ori va veni, asta se va spune despre el, nu-l va analiza nimeni sportiv, fotbalistic pe ăsta. Era un băiat bun, va spune Pancu, cu accentul lui moldovenesc înfiorător și acum, era un băiat bun și adușea cu vrigi la toată lumea când venea. Era tot timpul cu punga plină și cu zâmbet pe buze, ajungea covrigi la club. Și toți rapidiștii vor mânca din covrigii lui Whiskas ăsta în săptămânile care vor veni. Probabil că și la Poiana Brașov va cumpăra și lui Ganea. Și Ganea mai are. El a mai strâns probabil, mai poate să aștepte. De când cu penaltiul ăla la Euro 2000, ținut în minutul 88 cu Anglia, acordat de Urs Meier, nu obținut de el, obținut de Viorel Moldovan, dar transformat de el, tot aia, e? De atunci Ganea mai poate să aștepte, ca Viorel Moldovan. El a zis acum la Naționala de Tineret, mobilizându-i pe băieți, pentru meciurile cu Muntenegru și Germania, și că avem o șansă acolo. Șansa pe care o au americanii să lanseze până în 2030 naveta aia pentru Marte. Asta este șansa naționalei condusă de Viorel Moldovan, miracolul lui Moldovan. Să ne batem pe muntenegrini, pe nemți, nu știu ce rezultate trebuie să ne mai iasă pe acolo. Mâine-i meciul România-Muntenegru, pe stadionul Dinamo se va juca, dar noi suntem cu gândul la Rapid, o echipă de tradiție, echipă care și-a regăsit locul în Liga 1. Locul Rapidului, ar fi spus Nae Manea, este în Liga 1, domnul Banciu. Rapidul trebuie să joace în Liga 1. Sigur că noi nu avem bani, că nu știu, dar venim cu sufletul la echipă și ne doare sufletul când e nasoala asta, să te doară sufletul. E complicat pentru că sunt puțini medici la noi care pot trata de așa ceva. Te tot doare sufletul toată ziua. Cu toții știm că am trecut prin această chestiune, acum îl văd pe... Nu am semnat preavizul, zice Nicolae Manea. Domnul Muraru mi-a zis că nu mai este nevoie de mine. Extraordinar. Cum să nu, domnul Manea? Veniți aici la radio, dacă nu, până să rezolvă problema la Rapid și să întoarce din pușcărie, Nea George, să-și repreia destinul rapidist. Nu e, domnule, Muraru de viitor. Au mai fost și alții înaintea lui. A fost Mustață ăla, a fost ăla de avea, noi avea toate țiglele pe casă. Sunt mai mulți ăștia care au ieșuat. Nu e. Rapidul e al lui George Copus, al lui Nae Manea, al lui Rada și al lui Hizo. Ăsta este quartetul Rapidului. Eu dacă aș fi Bill Gates, asta aș face acum. Aș scoate pe Copus din pușcărie și aș da Rapidul. L-aș aduce pe Viorel Hizo, antrenor. Nae Manea, director tehnic. Rada, antrenor cu portari, nu contează orice, să-i dau un post la club. Da?
vicepreședinte, n-are, un delegat, ceva să aibă acolo, să țină câinele, să aibă și el o poziție, Rada. Dacă nu, chiar să intre pe teren, dacă mai poate. E nevoie de jucători de valoare. Are 23 de ani totuși Whiskas ăsta, e mijlocaș defensiv, am aflat. E bine, poate să... Ganea era atacant, să știți. Deci, un mijlocaș defensiv, un atacant, Rada era fundaș. E nevoie și de Nae Manea, și el juca pe toate posturile și o mai face și acum. În orice caz, să sperăm că aceste zile de pauză, mai sunt 10 până la reluarea campionatului, vor atrage multă simpatie Rapidului și lucrurile se vor rezolva. În bine, sigur, echipa va mai recruta până atunci, că tot s-a terminat mercatul ăsta internațional, nu-i nimic, Rapidul nu are de ce să-l respecte, că ei n-au nici licență, pot să transfere câte nume vor. Și sper că dacă nu, măcar din Republica Moldova, o 2-3 mercenari dintre ăștia, acolo toți sunt așa, fotbaliștii sunt angajați ca la război, și la război soldatul e tot mercenar, se angajează cu simbrie, nu mai există armată obligatorie, te angajezi, iei bănuțul, îți faci treaba, îl omor pe ăla dinaintea ta, îi dai în cap, mă rog, te legi la cop, că ce ai de făcut pentru banii aia. Așa e și acolo la ei, să aducă doi tăietori de lemne de înalți, așa ca Brătianu, să stea în spate, să trimită mingile cât mai în față ca să se rezolve lucrurile. Ar fi păcat totuși că o echipă de tradiția Rapidului, da, să ajungă după George Copos în pușcărie, adică undeva în ligile inferioare. Că a zis că Liga a doua nu i-a descurajat, a revenit imediat, a avut pe Viorel Moldovan. Viorel Moldovan îl văd declarând iarăși cu emblema Federației Române pe piept, că speră în miracole și că va face totul alături de băieți. Ne întoarcem după pauză. Pe metri. Să fie pace ca să nu fie război. Uneori între pace și război e vreme rea. Uite, de exemplu, un meci amical jucat astăzi, probabil sub oblăduirea lui Florin Chivulete, Filipine-Taiwan sau pe englezește Chinese-Taipei. Taiwan toată ziua pe românește, 2-0 pentru Filipine. Meciul a fost întrerupt din cauza condițiilor meteo, bad weather, cum spun filipinezii. Deci meciul s-a întrerupt la scorul de 2-0 pentru Filipine. Și de o fi pace și de o fi război, condițiile meteo sunt aceleași. Astăzi avem un rezultat final. Myanmar, fosta Birmanie, a bătut Palestina cu 4-1. Meciul s-a jucat pe teren neutru, probabil undeva în golf. La această oră se joacă Irlanda de Nord-Islanda la Under 19. Este un meci de urmărit pentru cuplu Sorin Cârțu-Emil Săndoi, pentru tichetul Cârțu-Săndoi, 0-0 după 13 minute. Ce avem astăzi în plan? Rusia-Azerbaidjan de la ora 18, bat rușii cu 1-0. Așa, Lituania, Emiratele Arabe Unite, meciul bineînțeles se joacă într-o locație neutră, da? Că probabil prin Qatar. Ucraina, Moldova, știți că ucrainenii trebuiau să joace cu Brazilia, da, brazilienii au zis pas și au înlocuit cu moldoveni. Letonia, Armenia, avem Danemarca, Turcia, Cehia, Statele Unite, Germania, Argentina, rememberul finalei Cupei Mondiale, un meci programat cu un an înainte. Argentinienii și nemții credeau că vor fi eliminați în grupe la Cupa Mondială, de asta au programat meciul. La Düsseldorf se joacă în această seară, fără Lionel Messi, dar cu toată armata germană, mai puțin Khedira, out pentru câteva săptămâni bune. Un meci care va marca probabil supremația germană pentru încă un secol. Nemții, în mod normal, se vor impune. Argentina are între timp un nou selecționez. Pe tata Martino nu mai este Alejandro Sabella,
de tata Martino, nemții merg înainte pe aceleași principii. Pentru ei viața este un lung fluviu liniștit. Irlanda umană, incredibilă confruntare, Anglia, Norvegia, cu Hodorogson la cârmă. Hodorogson în continuare antrenorul celor trei lei. El va conduce selecționata Angliei spre un nou dezastru, și anume Euro 2016. A primit competențe lărgite. Anglia nu are niciun orizont, fotbalul echipei naționale. Este închis acesta, nu se vede nimic, este ca la Calcuta. Dacă deschizi fereastra, nu vezi decât ceață, smog, atât. Foarte rar, prin ceața aia, se mai disting și câteva picături de ploaie. Elefanți nu mai sunt. Cam așa văd și englezii viitorul echipei lor naționale. În mod normal, Anglia nu va bate Norvegia în această seară ca să pună capac, bineînțeles, ideilor lui Hodorogson. Și, în fine, Marocul joacă la Casablanca la ora 22, poate chiar mai târziu, poate chiar la miezul nopții, împotriva Qatarului. Marocul, după cum știți, este gazda viitoarei cupe a Africii pe națiuni, care va avea loc la începutul lui 2015. Marocul, care n-a mai câștigat nimic de multă vreme, pare să fie hotărât să-și impună legea pe teren propriu. O să vedem un prim meci împotriva Qatarului, un adversar de mâna 3-a, 4-a în lumea arabă, de mâna 24-a la nivel global. N-au reușit încă cei din Qatar să facă o națională, deși au bangârlă și deși a fost mediatizat Qatarul foarte mult, au o ligă condusă de antrenori străini. Campionatul mondial va avea loc la ei vreo 15 ediții la rând, așa cum vă anunțam la un moment. Dar cu toate astea, echipa națională ioc deocamdată. Să vedem dacă marocanii vor reuși să să aibă o față de asta seducătoare și să subjuge Africa practic în lunile care urmează, pentru că în momentul de față nu există nicio mare națiune în fotbalul african. Și marocanii, care sunt calificați direct, preliminarile sunt în toi încă, în aceste zile vor avea loc meciuri pentru calificarea la această cupă a Africii. Practic pe ultima sută de metri te califici acolo, cum te-ai calificat, cum te duci să joci, nu este pauză. Să vedem dacă vor fi în stare să facă mai mult decât au reușit la ultimele ediții, în care au dezamăgit crunt. Astea ar fi meciurile din această seară. Aș vorbi un pic și despre campionatul Indiei, dragi prieteni, un campionat pe care nu l-am mai băgat în seamă în ultima perioadă. Aveam noi acum câțiva ani tendințe de astea de a socializa, de a prezenta fotbalul de la capătul lumii drept ceva atrăgător. Am fost în America Centrală, mai multe ori prin Caraibe, și prezentam rezultate în mod frecvent. Campionatul Indiei, da? Este un campionat aparte, sigur, o spunem pe șleau, pentru proști făcut, numai că el aduce bani mulți și are și un sistem de desfășurare atipic, ca la casino. Te așezi la masă și nu te mai ridici până nu pierzi. În octombrie începe campionatul și durează 10 săptămâni. La India, după cum știți, toate anotimpurile sunt la fel, pentru ei n-are importanță când joci. Tot mai mulți jucători europeni, foste glori, foști campioni mondiali, Dumnezei la vremea respectivă, se duc să joace în India pentru bani, desigur, că nu pentru confort, chiar dacă ei stau la 5 stele. La 5 stele în India sunt scorpioni și șobolani în camere, chiar și în vile. Bun, ai majordomi care asta fac toată ziua, împușcă scorpionii, dau cu detergenți din rea foarte puternici care se alunge insectele și fluturii, plojnițele, tot ce mai găsești pe acolo. Misterios, bineînțeles, acest campionat, de zici că te-ai dat jos din balon, cu balonul ai putea să survolezi India. Este cel mai bun mijloc, de altfel, de a vedea, cel mai bun mijloc de transport, de a descoperi India. Acești jucători par să fi coborât exact din balonul lui Jules Verne. David Trezeguet, Alessandro Del Piero, Robert Pires, David James sau Zico
care va fi antrenor, da? Are 61 de ani. Fac parte din această superligă indiană. E un campionat care se joacă mai mult pe Twitter, de acord, decât pe gazon. La FC Goa, a fost o colonie portugheză în India, această regiune, în sud-vestul Indiei, se vorbește portugheză și acum, și că frânture, așa, sigur, știu să spună, o brigadă aia, în portugheză. Acolo va antrena Zico. La această echipă se pare că va juca și Robert Pires. Condițiile de transfer în interiorul ligii indiene sunt totalmente diferite decât la noi. Acolo te plasează federația, am înțeles. Mă rog, e mult spus federație. Ăia care au niște șepcuțe de alea, de arată ca jucătorii englezi de golf. Ăia sunt șefii. Îi vezi așa de la distanță. Ăia stabilesc unde joci, nu jucătorii. Asta după ce ai venit în India. Sigur că tu poți să refuzi, să zici, bă, trebuie să se campionatul indian. Atunci nu te pot aduce cu forța. Ar fi și greu până în India. Dar dacă ai ajuns odată acolo, această distribuție face precum amesteci cărțile de joc și le dai pe masă, așa, de la unul la altul. Așa e și în India. Dacă ăia de la federație vor să joci la Goa, joci la Goa. Dacă vor să joci la Bombay, joci la Bombay. Dacă vor să joci la Madras, joci la Madras. Deci ei stabilesc unde joci. Este un campionat în franciză, ca și cum ai lua la noi, să zicem, de exemplu, Plăcintărie, recunoscută prin străinătate. Te duci în Pakistan în vacanță și vezi acolo o plăcintărie cu carne de crotal, să zicem. Îți place respectivă, o iei în franciză, plătește oluia în șlapi pentru nume, pentru așa, să-i respecti lui ăla, practic, meniu, da? Produci ce produce ăla acolo și ai dreptul să utilizezi și tu această marcă. Campionatul indian este o franciză luată de niște oameni cu mulți bani, care stau deasupra smogului și nu-i vede nimeni, și care organizează acest campionat. Cum este și în Statele Unite, tot o franciză este și campionatul Statelor Unite, nu este ceva original, adică. Așa se întâmplă și în India, unde, Dumnezeu știe, n-am văzut imagini din campionat, se pare că au gazoane bune, indienii au umiditatea aia de 600%, de practic nu poți să joci decât dezbrăcat, să joacă și cu crosă, să joacă călare pe elefant, să joacă oricum, adică la ei nu este o problemă că unii sunt îmbrăcați într-un fel și alții dezbrăcați în alt fel, n-are nicio importanță. Un campionat care ar merita televizat. Să vedem și noi ce fac burtoșii ăștia de Trezeghet, Del Piero, Pires, David James, tată, îl mai amintiți probabil. Și sigur, antrenor de renume am pronunțat doar câțiva, asta ca să nu degenerăm. Van Hal deocamdată nu este în India, deși se pare că din informațiile pe care le avem, indienii au făcut niște oferte și lui. Va ajunge, bineînțeles, acolo Lippi, Marcelo Lippi, care e antrenor pe China. După China vine India, să știți, pentru el. Colonialist, așa, cu șepcuța aia de britanic cu mustață. Vei sta și Raj de pe margine, având toate competențele din lume, urli la ăia pe teren să se așeze așa cum îți convine ție. Tot dintr-o lume exotică, să-i spunem, ne vine informația că fostul mare internațional englez Ray Wilkins, îl știm, a făcut parte din echipa Angliei la campionatul mondial din 1982, care a bătut Franța cu 3-1 în grupele acelui mondial spaniol. Ray Wilkins, tată, a ajuns selecționezul Iordaniei. Așa ne-a informat astăzi Federația Iordaniană. Asistentul lui, adică secundul lui, va fi fostul mare internațional, uriașul internațional irlandez, Frank Stapleton. A jucat pe la Manchester United, de exemplu, Stapleton ăsta. Ray Wilkins cu Stapleton în Iordania. Iordania, știți că a pierdut calificarea la baraj. A dat două baraje. În Asia mai întâi a bătut Uzbekistanul la 11 metri. Noi eram uzbeci aici toți, dar a fost învinși de iordanieni. După care a dat barajul la Intercontinental cu Uruguayul. Atenție, a făcut 0-0 în Uruguay, dar din păcate pierduse turul la Aman cu 5-0. S-a dus Uruguayul cu toată echipa, cu Stuani, cu Cavani, cu toți ăia. Luis Suarez, cu Botnița a jucat. Le-a dat 5.
iordanienilor Uruguaiul atunci. Și așa a ajuns Uruguaiul la Cupa Mondială. Deci am fost aproape să vedem această națională a Iordaniei, o țară unde nu există apă, o aduc în alte părți, ei importă apă. Nu-i nimic. Ray Wilkins a adus, s-a primit bere. Nu dați seama, pentru el e o problemă, a venit de acasă cu berea. Va încerca să facă așadar treabă la naționala Iordaniei. Mă întreb acum, sincer, de ce Ray Wilkins nu este bun pentru naționala Angliei? Și de ce ar trebui să antreneze în Iordania? Adică Hodoroxul e mai bun decât el? Să medităm la această întrebare pe durata pauzei. Revenim. Vă spălați de cap. Poțet. Dar de ce? E mele. 11 metri. 100% natural. Tocmai citeam o știre, se pare incredibilă. Bogdan Lobonț, dacă vă mai aduceți aminte de el, da, este tot la Roma. Fostul portar Bogdan Lobonț, acum cred că le face ghetele jucătorilor de rezervă, n-a fost inclus în lotul pentru Champions League al Romei. Mi se pare uluitor. Asta a fost ultima mare lovitură dată de frații Dinamită înainte de a intra probabil definitiv la pușcărie. Când i-au prelungit contractul Lobonț la Roma, dacă mai țineți minte, deși el nu juca. El nu fusese utilizat un an întreg, să termina contractul și nu știu prin ce artificiu o fi intrat noaptea în sediul clubului și au falsificat acolo. Bănuiesc așa. Au reușit să-i prelungească contractul Lobonț, deși el nu făcea parte din lot, practic. Asta n-am înțeles niciodată. Un portar care nu apără și care se duce spre sfârșit de contract, este normal că atunci când se a sfârșit de contract, să nu mai fie jucătorul echipei respective. Așa se întâmplă oriunde. De-abia așteaptă astăzi cluburile ca jucătorii de care nu se pot debarasa să ajungă la sfârșit de contract. De-abia așteaptă, pentru că ei nu pot să-i vândă și atunci sfârșitul contractului pentru acești jucători este într-adevăr mană cerească pentru cluburi. Cum s-o fi întâmplat invers la Roma, nu o să înțeleg niciodată. Bogdan Lobonț este în continuare angajatul Romei, cum era Florin Marin, propriul lui angajat. Când îl sunai pe Flocea pe vremuri, îți răspundea robotul, unde era tu vocea lui. Alo? Da? Ah, nu. Mă scuzați, sunt angajatul Florin Marin. Dar era vocea lui, bineînțeles, era pusă pe robot. Nu puteai să-l prinzi la telefon, era prea mare antrenor pe vremea respectivă. Asta dacă se și forma numărul. Cele mai multe ori nu se forma, direct îți intra o voce în bulgărească, îți spunea că nu-i disponibil, era pe la Albena. Negredo a ajuns la Valencia, da, l-a împrumutat Manchester City. A mai avea ce să facă acolo, a întors acasă. Bun, să vorbim un pic și despre tenisul de la US Open. Au fost niște meciuri ieri. Thomas Berdych 3-0 cu austriacul Thiem, 6-1, 6-2, 6-4. Federer 3-0 cu Bautista Agut, 6-4, 6-3, 6-2. În această seară, în principiu de la ora 22, Wawrinka, prietenul lui Florin Chivulete, va juca cu japonezul Nishikori, greu de bătut ăsta, greu de ucis, greu de torturat, japonezul. Pe tablou feminin, Caroline Wozniacki, din fericire pentru noi, a executat-o sumar pe Sara Errani, 6-0, 6-1. Și, de adevăr, după ce a bătut-o pe Maria Sharapova și a uitat de ăla care a batjocorit-o, fostul ei iubit, sper pentru Caroline Wozniacki să nu fi fost atât de proastă încât să fi făcut poze goală pentru fostul ei iubit, că o să le vedem în clic. Adăut acum că toate au ajuns la hackeri, pozele marilor vedete de la Hollywood, mă rog, sunt micile vedete de la Hollywood, deocamdată marile vedete n-au ajuns încă în clic sau prin libertatea, dar mie să nu vedești pe Caroline Wozniacki cu picioarele desfăcute stând peste niște ardei capia pe cârpături din bucătărie, da? Cu un picior pe pervaz și cu unul pe aragaz. Sper să nu fi făcut poze de genul ăsta, pentru că trebuie să fii chiar bătută în cap până la urmă să pozezi așa, chiar și pentru iubitul tău efemer, cât crezi că rămâi cu el. Iată că pozele au fost subtilizate și, sigur, acum râde toată lumea de cât de proaste erau.
În această seară de la 19:30 se întâlnesc Mazarenka și cu Makarova, un meci care nu are alt merit decât că va elimina pe una dintre cele două jucătoare. Cum arată tabloul, veți întreba? Este o întrebare pe urmă undeva legitimă. Cum arată tabloul, de exemplu, în momentul de față la bărbați și la femei? La femei s-a ajuns în semifinale. E destul de simplu. Wozniacki va juca, de exemplu, cu chinezoaica Peng. Nu s-au întâlnit, bănuiesc, cele două niciodată. Wozniacki este favorită numărul 10, chinezoaica nu are niciun număr, adică nu a fost pe lista capilor de serie. Este o semifinală neașteptată, bineînțeles, dar care ar trebui să-i permită totuși danezei pasul spre finala mare, unde va întâlni pe Serena Williams, dacă aceasta va trece de Flavia Pennetta, și mai apoi dacă va trece și de învingătoarea dintre Makarova și Azarenka, pentru că rusoaica învingătoare în acest meci, sau bielorusa, e același lucru, o va întâlni în semifinale pe Serena, care urmează să se debaraseze tot așa sumar de Flavia Pennetta. Nu-i loc pentru italiene, nici Sara Errani și până la urmă nici Flavia Pennetta nu vor ajunge în semifinale. În semifinale ar trebui să fie, după mine, Serena Williams cu Victoria Azarenka. Un meci un pic mai dificil. Un pic mai dificil pentru Serena. Și o finală între Serena și Wozniacki ar fi finala ideală la cum arată în momentul de față tabloul. La masculin nu suntem încă acolo. S-au stabilit cele patru sferturi de finală. Asta da. Pentru că niciunul dintre ele nu s-a desfășurat. Avem sferturile următoare: Djokovic cu Murray, mi-am și data trecută, că ei sunt în sferturi. Djokovic numărul 1, Murray numărul 8. Un meci așteptat. Wawrinka cu Nishikori, spuneam, să desfășoare în această seară. Învingătorul acestui meci va juca cu Novak Djokovic sau cu Andy Murray. Dacă va fi Wawrinka încoată, mai spun, ar fi firesc, s-ar întâlni în semifinală 1-3, deci înseamnă că atât Wawrinka cât și Djokovic și-ar fi făcut treaba pe partea lor de tablou. Berdych, care spuneam am trecut de timp, și Marin Cilic, croatul care l-a învins pe Gilles Simon în 5 seturi ieri, se vor întâlni în sferturile de finală. Berdych cu Cilic, de altfel anunțasem acest meci, dacă ați fost atenți data trecută, ei erau favoriți să se impună. Vor juca în sferturi, da, cei doi, iar în semifinale învingătorul meciului Berdych-Cilic, în mod normal cehul, îl va întâlni pe Roger Federer, care are de jucat în sferturi cu francezul Gael Monfils. Federer numărul 2, Monfils este numărul 20, Berdych numărul 6, deci, în mod normal, Cilic obosit după meciul cu Simon față de Berdych, care a câștigat în 3 seturi legere cu Tim, nu cred că se pune problema. Am avea așadar semifinale încoate, spun, Djokovic, Wawrinka și respectiv Federer cu Berdych. Iar în finală, sigur, ar trebui să se întâlnească în mod normal Federer cu Djokovic. Asta ar fi finala de la US Open. Mă rog, în absența lui Rafa Nadal, care n-a participat la US Open din cauza unei accidentări, este o finală logică. Sigur că la fete au fost mai multe eliminări neprevăzute pentru favorite, de asta se întâlnesc în mod normal în finală locul 1 cu locul 10, pe când la masculin asta ar trebui să fie finala, întrucât Djokovic este numărul 1 pe tablou, iar Roger este numărul 2. Stanislas Wawrinka este numărul 3, numărul 4, mai știu cine era, a fost eliminat pe traseu. În orice caz s-a ajuns ca în semifinale să ajungă cel mai probabil numărul 6, spuneam, acest ceh greu și el de bătut. Fraților, am citit că la dublu fete Martina Hingis este în cursă. Martina Hingis, despre care nu mai vorbește nimeni, ar fi reușit să se califice
în semifinalele probei de dublu. Văd aici, să încerc să mă uit pe tablou, să o descoperim acolo. Ea face dublu cu Flavia Peneta. Au câștigat, văd, în optimie, au câștigat într-adevăr în sferturi. Hingis cu Peneta vor juca în semifinale cu Black Mârza. Clara Black, din câte știu eu, asta este din Zimbabwe, albă, dar din Zimbabwe, cu Mârza asta, nu știu dacă nu e din India. Sunia Mârza sau Samia Mârza, nu știu așa cum o cheamă. Astea sunt favorite numărul 3, Mârza și Black. Hingis cu Peneta nu au cap de serie, nu făceau parte dintre favorite. Makarova cu Veznina sunt calificate și ele în semifinale și așteaptă să-și cunoască adversarul pentru această fază. Fine, Martina Hingis în circuit, asta era ideea, căci despre ea este vorba, nu despre o altă jucătoare. A revenit în tenis, nu în proba de simplu. E mai greu de recunoscut Martina Hingis, dacă o vezi astăzi, bucită așa. Arată ca o duduiță de 45-55 de ani în Occident, așa. Da, așa. Iată, și-a recăpătat gustul pentru tenis. Ca să rămânem un pic la acest sport, sportul alb, cum se spunea pe vremuri, un turneu challenger pe zgură la Alphen în Olanda ne prilejuiește o reîntâlnire cu, cine credeți, cu Victor Hănescu. Turneele challenger au devenit specialitatea sa. Victor Hănescu, Dumnezeu la astfel de turnee, joacă chiar în acest moment cu belgianul De Greff. 6-3 a fost pentru Hăne în primul set, 3-3 este în setul 2, se joacă, bineînțeles, 2 din 3. Probabil că Victor Hănescu va câștiga acest challenger în Olanda. Cei calificați până acum în această fază, bănuiesc că este vorba despre optimile de finală, sunt Middelkoop, olandez, Westerhof, olandez, Sijsling, olandez, Van der Duim, olandez, și Granogers Pujol îl întâlnește pe croatul Androic, nu Andronic, Androic. Probabil Granogers Pujol, care a fost la US Open, deși a pierdut primul set 7-5, este favorit să întoarcă meciul. Torebko din Germania joacă cu Baumann, un compatriot al său. Diaz din Canada cu Huta Galung, un olandez de origine malaeziană. Și în fine Haze, un alt olandez, cu Ramirez din Spania. Incredibil, absolut. În același timp avem un challenger la Brașov, meciuri grele de tot și aici. S-au calificat din faza optimilor portughezul Machado, belgianul Reuter, macaronarul Marcora, rusul Karavtsev, Haider Maurer din Austria, Copil, Marius Copil al nostru, care l-a bătut pe sârbul Crâștin 6-3, 6-4. Ciurcilă cred că a abandonat în, deci a fost anulat cu croatul Veici. Da, asta pentru că nu s-a prezentat croatul rectific. Ciurcilă ăsta a fost bătut apoi de macaronarul Fortuna și deci eliminat. Pospisil, ăsta e favoritul 1 după mine, s-a calificat cu Dima al nostru, 6-1, 6-3, și acum la ora asta a început meciul dintre unguri și crivoi. Da? Deci cam așa stăm în tenis, ca să oferim niște informații și din această breaslă. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem pentru final. Pe metri. Să fie pace, ca să nu fie război. Începem cu o veste bună, terminăm cu o veste bună. S-a reluat partida dintre Filipine și Taiwan, în englezește Chinese Taipei. E bine pentru pariori, e bine în general pentru toată lumea. Se pare că a trecut furtuna. Minutul 65, scorul este în continuare de 2-0 pentru filipinezi, mai buni și înainte și după pauză cei din Filipine. Așa învață Taiwanul, să știți. La un moment dat îl vor solicita pe Emil Săndoi. Uite, tocmai s-a făcut 3-0.
pentru Filipine. E cu atât mai mult. Îl solicita pe Emil Săndoi că să nu creadă Nea Emil că e etern acum la Universitatea Craiova. Să nu fie prietenia asta dintre el și Cârțu cum a fost aia dintre Antonescu și Joana. E? Și o să fie chemat să conducă Taiwanul, va spune Emil Săndoi la Sport Total FM. O experiență nouă, într-o lume în expansiune, o lume unde fotbalul a câștigat în ultima vreme teren, raport cu sporturile lor tradiționale, așa e Narcis. Sigur că sunt multe de pus la punct acolo, nu cunosc, trebuie să recunosc foarte multe despre fotbalul taiwanez, dar așa am văzut câțiva jucători, resurse există, ei sunt foarte muncitori, sunt dispuși să dea totul pe teren, sper să fac o treabă bună în Taiwan și să păligă, de că am înțeles că astăzi a fost pe la noi, care n-am mai auzit în ultima vreme, de ce nu ar putea și el la un moment dat să accepte o asemenea provocare, ce să spunem, la noi să accepte o asemenea provocare și să antreneze o echipă din sudul Chinei. Deci este 3-0 pentru Filipine, la pauză Irlanda de Nord, Islanda la Under 19, 0-0. Vă reamintesc că în această seară marile meciuri amicale sunt Danemarca-Turcia, Cehia-Statele Unite, Anglia lui Hodorokson cu Norvegia și, bineînțeles, Germania-Argentina la Düsseldorf. Un meci de văzut, de iarăși ras cu unghiile peste ochi. Asta e, când ești neamț, ești neamț, tată, pentru ei nu contează că este un meci amical. Oricum, rezultatul va rămâne atunci când se va explica la următoarea confruntare oficială între cele două echipe, de câte ori la rând i-au bătut nemțălăii. Deci va rămâne acolo în memoria iubitorului de fotbal. Avem și o posibilă explicație a căutărilor pe care Neapiții le tot face la echipa națională, nu? Echipă valoroasă, jucători valoroși. Gazeta Sporturilor ne prezintă, sigur, pe online deocamdată, posibila echipă a selecționezului Pițurcă la Atena. Aventurile lui Neapiții la Atena 2. Și care vor fi modificările în raport cu returul barajului, unde Neapiții a dat kicks jucând 4-1, 4-1. Dacă mai țineți minte, pe Arena Națională împotriva grecilor, a fost Tătărușanu în poartă, tot el va fi și la Atena, Mățel, Goian, Chiriche, Jraț. Acum se pare că selecționezul va opta pentru Tamaș, Dragoș Grigore, Chiriche, Jraț. Goian este incert, da? Iar Mățel nu este în lot. În locul lui Hoban, care n-avea cum să colmateze toate breșele la mijlocul terenului, n-ai cum să joci 4-1, 4-1, știu, în fața apărării, să-l pui pe Hoban. Evident că nu. Pițurcă și-a dat seama că acolo trebuie umblat și propune pe Prepeliță și pe Pintili. Ăștia vor juca în locul lui Hoban. Implicit nu vor mai fi patru jucători în spatele lui Marica. Atunci au fost Torje, Bogdan Stancu, Cristi Tănase și Maxim. N-ai cum să joci 4-1, 4-1. Iar aia patru din spatele vârfului să fie jucători fără consistență. Deci cum să-i pui pe Bogdan Stancu, pe Torje și pe Tănase? Care până la urmă sunt jucători așa, pe care să-i pui eventual, nu știu, în spatele vârfului, să joci 4-4-2 și să-l pui pe Stancu lângă Marica, să zicem, nu sunt jucători de impact. Deci, când ai patru jucători, nu trebuie să facă doar faza ofensivă în acest 4-1, 4-1. Ei făceau doar faza ofensivă și erau rugați de selecționez să intervină pe laturile terenului, să oprească, știm clișeele astea, urcarea adversarului. Păi n-ai cum să oprești cu jucătorii ăștia. Deci Stancu și cu Tănase sunt jucători care, dacă nu sunt lăsați liberi pe teren, ei nu pot să îndeplinească niciun rol, nu-i clar? Noi am văzut jucând de atâtea ori. Păi ei nu pot să-i pui într-un sistem pentru că nu știu să facă nicio fază. Tănase, îi dai mingea și fă ce furi. Te duci Cristi și vezi ce faci. Ăsta este Tănase. N-are un rol pe teren. El nu este un jucător de travaliu, cum se spune la noi.
Asta era un termen la modă în anii 90. Nu, n-are niciun travaliu tănase. El nu știe să se ducă, n-are plasament. Deci nu te poți baza. Joci în 8. Cum să-i bazi pe greci în condițiile astea? Era o prostie. Hoban nu are ce să caute în fața apărării. El poate într-un sistem cu 3 jucători defensivi eventual, nu cu 1 și nici măcar cu 2. Nu are gabaritul ăsta, nu are anvergura asta. Iar ăștia 4 nu sunt jucători care să facă. Când joci în 4-1-4-1, cei 4 jucători din spatele vârfului nu pot să facă o singură fază, frate. Ăștia sunt jucători ofensivi toți. Poate că Maxim mai e disciplinat, că joacă în Bundesliga. Și e un jucător care poate să facă pe pistonul, cum se spune iar într-un clișeu. Ăștia la 3 nu fac. Da? Dorje ați văzut că nu mai era în stare să dea o centrare, că el într-adevăr juca pe latură. Da? Nu dădea o centrare, după aia lăsa locul și venea pe centru, pe axul terenului, de oricum erau deja Stancu și cu Tănase care nu făceau nimic. Plus că, mai vorbesc că nu sunt în formă de vreo 2-3 ani, Tănase și cu Stancu. Bun, acum însă ne vom pricopsi iarăși cu ei, numai că într-un alt sistem. 4-2-3-1. Deci, încă o dată spun, Prepeliță și Pintili vor fi la recuperare în fața apărării. Turjă, Maxim și Bogdan Stancu vor fi în spatele lui Marica. Asta este echipa care va juca în Grecia. După părerea mea, nu e tactica bună, oricât s-ar spune despre Pițurcă că e un antrenor defensiv, nu știu ce, nu e momentul să joci în Grecia, după mine, 4-2-3-1, pentru că toți cei 4 jucători ofensivi sunt apă de ploaie. Da? Torje, Maxim, Bogdan Stancu și Marica nu au nicio greutate în momentul ăsta. Nu zic că nu trebuie să-i pui pe greci în dificultate, dar nu reușești cu un sistem de genul ăsta și e păcat, pentru că acești 3 jucători din spatele lui Marica nu vor avea consistență. Aia va fi o zonă care nu creează ofensiv aproape nimic, în afară de Maxim, care sigur trebuia pus acolo, dar nu în compania celor 2. Ei nu creează ofensiv niciun pericol și nu au nicio consistență în momentul în care mingea nu e la noi. Deci îți trebuie jucători de un alt nivel, un alt gabarit, de altă valoare, care să poată să în mod normal, naționala trebuia să joace 4-4-2 cu Grecia, după mine. Ăsta era sistemul, să găsești jucătorii. Dacă nu ia, nu-i nimic, îi pui în sistemul ăsta. Ăsta ar fi sistemul care ar trebui aplicat la Atena. Și să se joace pe un sistem cam cum a jucat naționala, dacă mai țineți minte, într-un meci cu Turcia la Istanbul, câștigat de ai noștri cu 1-0. Da? Adică pe contraatac excesiv. Sigur, contraatacuri cât mai dese, pressing, dacă se poate, pressing, contraatac, dar cu inteligență. Adică nu să te duci tu peste greci. 4-2-3-1 este un sistem mai degrabă ofensiv. Nu-ți permiți, că n-ai jucătorii pentru asta. Bogdan Stancu, de exemplu, și cu Torje nu sunt jucători cu care să te duci la atac în momentul ăsta. Și atunci, obiectivul este să aștepți oarecum și să fii bun pe contraatac. Sigur, să profiți de faze fixe cât se poate. Deci, după mine, asta ar fi cheia naționalei în meciul cu Grecia. Ok, vorbim. Ne reauzim mâine, fraților, toate bune.